Tot către un operator, așa cum a fost stabilită și la cealaltă negociere inițială, până se finalizează și licitația. E condiționată de faptul că atunci când se finalizează, se închide și acest contract de negociere. Tarifele trebuie să fie similare, apropiate de sau până în nivelul tarifelor din 2018 aprobate, pentru activitățile similare, aceleași activități care au fost și la nivelul 2018. Practic vorbim de același operator care operează în momentul. Se îndreaptă către același operator care trebuie să-și facă o ofertă și să fie conformă cu documentația care a fost aprobată. Include și dezăpezirea? Este inclusă și dezăpezirea, tot cu tarifele apropiate de cele care erau la nivelul 2018.